Bună ziua, astăzi vă voi arăta un pat pentru Dacia Jogger. Are 2 metri, se poate dormi oricine în ea. Este, după cum vedeți, ocupă foarte puțin față de alte modele în care aveți o cutie care vă ocupă tot portbagajul. După cum vedeți aici, aia e tot ce ocupă. Acum vă voi arăta un picuț cum poate fi, cum se montează. Așa. Toată structura, după cum vedeți, aceasta este. Atâtea sunt toate lemnele pe care le vom utiliza pentru cadru. Va rămâne loc în portbagaj și pentru bagaje, destul. Dreapta. Acesta va veni aici. Totul va fi notat, tu veți putea să identificați cu mare ușurință unde vine fiecare piesă, fiecare componentă. Deoarece scaunele la Dacia Jogger nu sunt perfect orizontale, vom folosi și acest lemn pentru a le aduce la orizontală. Scuzați, am lăsat astea aici, dar mă încurc în momentul de față pentru că vă trebuie să pun acel lemn. Așa. Ca unele să ridică un picuț așa. Se așează lemnul acesta aici. Iar lemnul acesta vă ajută, singurului rol e de a ridica să fie la nivel cu, să fie perfect orizontal. Acum este perfect orizontal. Vedeți. Așa. Acestea sunt pe balamale, se ridică frumos așa. Acest lemn vine aici. Așa. Așa. Aici avem un picior. Aici avem și celălalt picior. Asta. Iar acesta vine aici ca distanțier și fixare. După cum vedeți, este foarte solidă. Nu se druncină, nu se clatină, nu nimic. Dar acum voi ieși. Una. Am ales această soluție de a-l face din 3 bucăți care să fie la aceeași mărime, aproximativ 38 de centimetri, pentru a fi cât mai ușor de depozitat oriunde. Nu este complicat de depozitat. Așa. Bun. Acesta este în principiu. Se poate oricând să mai depozitați un bagaj. Am depozitat bagajele frumos. Intră până în spate, intră bagaje aici, intră cel puțin 3-4 trollere. Bine, depinde și de mărimea trollerului, normal. Acum vă voi arăta cum... Normal că va mai trebui o pus o saltea. Pe aceasta eu voi folosi soluția. Voi cumpăra, am găsit la JISC, saltele autogonflabile sunt destul de bune și la preț și e foarte utilă, se strânge rapid, e foarte ok. Am dormit acum vreo 2 nopți în ea, a fost super ok. După cum puteți vedea, este rigid, este solid. Se poate. Hai, închidem ușa și somnușor. Noapte bună. Vă urez să aveți weekend-uri și plimbări frumoase. La revedere.